Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună supă rece de castraveți și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 300 de grame de iaurt, o jumătate de kilogram de castraveți, câteva fire de ceapă verde, câteva cuburi de gheață, o jumătate de legătură de mărar tocat, 50 de grame de nucă, câteva frunze de mentă, 2 căței de usturoi și puțină sare. Pentru început, vom tăia castraveții pe lungime, apoi în bucăți, nu foarte mici, pentru că blenderul ăsta este suficient de puternic. Păstrăm și semințele tot din același motiv. Blenderul este suficient de puternic pentru a le pasa bine. Vom tăia și ceapa verde în bucăți la fel de mărișoare și o vom pune și pe ea peste castraveți. Pentru a pregăti supa, voi pune iaurtul în blenderul de la Oster. Adăugăm apoi castraveții, cu tot cu ceapa verde. Nucile, frunzele de mentă, care miros extraordinar. Adăugăm și puțină sare. Căței de usturoi. Pun capacul. Și pornesc blenderul la viteza 1 pentru început. Măresc apoi viteza la 2. Și din nou la 3. Opresc blenderul. Voi scoate capacul, adaug mărarul și câteva cuburi de gheață. Eu am pus 8 bucăți și pornesc din nou blenderul pentru a pulveriza foarte bine și gheața. După aproximativ 10 secunde, gheața este complet pulverizată, așa că voi opri blenderul, iar supa este gata. Așa arată supa rece de castraveți, este o rețetă rapidă, sănătoasă și gustoasă. Am preparat-o cu ajutorul blenderului de la Oster, care mi-a făcut munca mai ușoară. Acesta este extrem de puternic, sparge cu ușurință gheața și nucile și vă ajută să preparați o mulțime de rețete sănătoase și delicioase. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!